Aproape 150 de angajați ai combinatului Chimica Murcos s-au adunat în fața fabricii miercuri după amiază, nemulțumiți de faptul că nu și-au primit salariile de 3 luni. Oamenii au fost chemați din șomaj în decembrie pentru a redeschide combinatul. Au sperat atunci că situația lor va fi mai bună, după ce aproape 2 ani au fost plătiți cu țârâita. Din păcate, din decembrie și până acum nu au văzut niciun leu. Nu poți să ții oamenii ăștia flămânzi 3 luni de zile, să vină un an de zile, să-i amăgești continuu, să vină omul vai de capul lui cu 50% să târâie aici și lucrează și îi face lui avere. Da? Păi asta-i, domnule, asta-i genocid pentru așa ceva, că am fometat lumea, unii au fost împușcați. N-are bani să ne plătească, nu? Nu are interes să ne plătească. Sau nu are interes să ne spună odată, dacă nu are interes, căutați-vă de treabă. Nu, domnule, patronul nostru să ne plătească, de aia este patron. Pentru că noi când am semnat contract, le-am semnat cu atribuțiuni, cu atribuții și cu obligații din partea angajatului și cu atribuții și obligații din partea angajatorului. Angajatorul nu și-a respectat niciuna dintre atribuțiunile de până acum. Nu se vină să limită pe față că noi suntem niște proști, că am îmbătrânit fabrica asta aici. Știu asta. Păi da, știi. Declanșarea conflictului colectiv de muncă, încetarea totală a activității, și așa nu este posibilă, asigurarea treptă așa și să vedem care e problema în continuare. Nu se poate. El îi face domne, nu se pot pune bilețele pe sub preșul ușă la domnul președinte, tot nu avem probleme în Bacău. Este o realitate și un necaz foarte mare. Degeaba a încercat liderul de sindicat să calmeze spiritele. Astăzi s-a hotărât împreună cu conducerea să facem, s-a elaborat o hârtie în care am trimis-o domnului președinte, încât solicităm o întâlnire împreună cu... La fel ca anul trecut? Asta să vorbească. Da, întâlnirea la fel ca anul trecut? Ceva de genul. Acum e punctual. Păi, promisiunile. Trebuie măcar pe ăsta să-i obținem. Amurco nu are o conducere executivă, ultimii trei administratori dându-și pe rând demisiile. Directorul tehnic a fost chemat în fața oamenilor, însă nici el n-a știut să le spună de ce, dacă fabrica a produs și marfa a fost vândută, salariile n-au fost plătite. Nu am ce să vă răspund. Au luat marfa, a vândut-o și noi stăm cu ochii în soare. Când îi producem acasă? Dacă ne ducem în balanța, financiară cu grupul, nu se poate suntem aminte. Protestul de miercuri nu a rezolvat nimic. Oamenii sunt furioși și vor să ajungă la patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, cel care patronează și echipa de fotbal Astra. Combinatul Băcăuan e în cădere liberă de aproape 2 ani. În iulie 2013 au fost disponibilizați 430 de angajați, iar în scurt timp combinatul s-a închis, fiind debranșat inclusiv de la rețeaua de energie electrică. Totuși, la finalul anului trecut, 300 de muncitori au fost rechemați din șomaj și o parte din instalații au repornit.